Bună ziua, dragii mei, cei cu soare, în mod special și poate sterium în zodia peștilor. Aș vrea această etalare să fie pentru foarte generală, pentru anul 2022. Tot ce este frumos, vă rog frumos să încercați să manifestați. Dacă este ceva mai puțin plăcut, puteți să vă eliberați, aveți dreptul să vă eliberați de aceste vești, de aceste posibilități. De aceste posibilități și să manifestați altceva. Așadar, nu uitați că sunteți creatorii vieții voastre. Deci, soare în pești sau eu știu ce, Stellium aveți sau Jupiter, cum vreți să fie. Pești, odată, de două ori, de trei ori. Am mai văzut în timp ce am amestecat. E o dezamăgire cu care începeți anul. Dar eu cred că o să vă vindecați, că trebuie. Cavalerul de monede, 8 de monede, ianuarie-februarie, martie. În martie se face justiție, se echilibrează viața. Probabil că soarele, da? Dacă munciți în transformarea voastră, soarele vostru în această perioadă, februarie-martie, manifestă justiție, echilibru. Martie-aprilie, mai. Interesant, regele și regina de spade, un cuplu. Mai. Iunie, turnul. Iulie, puterea. August, valetul de cupe. August, septembrie. Septembrie. Octombrie, în sfârșit, regele de cupe. Scorpionii sunt alături de noi, da? Octombrie, noiembrie. Magicianul. Marea Preoteasă. O să și clarific. La capătul setului de cărți aveți 2 de cupe. 10 de monede și roata norocului și soarele. Și regina de putere. Și 10 de cupe. Și asul de spade. Victoria, fericirea, reușita depinde foarte mult de voi. De cum alegeți și cum manifestați dreptate, muncă în viața voastră. Există un suflet pereche pentru unii care încă e căsătorit, 10 de monede, sau este într-o familie mai prețioasă, mai pretențioasă, într-o cultură crescută în niște tradiții mai altfel. Acesta este sufletul vostru pereche care vă influențează în mod special în acest an. Sunt lucruri pe care nu le vedeți, care se vor întâmpla într-un mod misterios când se consideră de către divinitate timpul că, sau mai bine zis că a venit timpul să se manifeste fericire, pasiune, victorie. Da? Ideea este că aveți niște lucruri de rezolvat în acest an. În primul și în primul rând, stabilitatea voastră. Trebuie să vă separați. Să vă reconstruiți viața. Probabil pe la jumătatea anului niște lucruri foarte intense se vor întâmpla, niște evenimente neprevăzute, care pot să fie la scară socială, politică, colectivă și să vă influențeze și pe voi. Da. Eu oricum prevăd niște evenimente fabuloase pentru anul acesta, dar trecând peste asta, este foarte important ca totuși, măcar de ziua voastră, în luna martie, să manifestați această justiție, să vă echilibrați viața mental și emoțional, ca să vă puteți atrage dharma, să vă puteți atrage oameni echilibrați și situații echilibrate, să vă puteți atrage protecție divină, dacă manifestați dreptate. Și nu e vorba doar de dreptate, cât de echilibru. Pentru cei care ați început în acest an să munciți cu pas, cu răbdare, cavalerul de monede, în ianuarie așa apare, o muncă plină de răbdare, de dedicație, această muncă se va continua și în februarie, 8 de monede, cu și mai multă dedicație, și această muncă vă va transforma, văd 8 și cu 9, vă va transforma către o poziție care va aduce o oarecare independență financiară care este foarte importantă. Aceasta ar putea să fie parte din justiția divină care se manifestă în viața voastră. În primul și în primul rând, independență și stabilitate financiară de care aveți nevoie pentru că vom trăi cu toții o criză financiară, poate chiar și alimentară, foarte dură. Așadar, munciți. Ce este să se manifeste? Lăsați în planul divin să-l manifeste deocamdată. E vorba de ce aveți voi de făcut conștient. O să și clarific. Pentru unii, poate că în martie vine cineva de ziua voastră și echilibrează o situație. Poate această muncă de transformare este a altei persoane doritoare să manifeste echilibru în viața voastră. Justiție, dreptate. O persoană care poate nu a fost dreaptă, dar până nu muncește cu ea însăși, n-are cum să manifeste dreptatea. Vedeți? Poate să fie o persoană, puteți să fiți voi, puteți să fiți ambele variante și eu știu, poate chiar și mai multe. Important este să vă concentrați pe transformarea voastră și să munciți pentru stabilitatea voastră. Corect, să fiți corecți, să fiți în echilibru emoțional. Aici este o balanță cu două talere la același nivel, echilibru emoțional. Și dacă manifestați voi echilibru, va veni, iau-te, alte două cupe echilibrate. Va veni și sufletul pereche pregătit să se echilibreze sau să vă echilibreze sau pur și simplu să comunice cu voi. Așadar, dacă intrați în echilibru și comunicați de acum încolo în dreptate, veți manifesta o înțelepciune aparte. Nici nu este destul de dificil. Este destul de dificil de a separa cele două vibrații. Regele și regina de spade, să zic, nici nu le pot separa pe luni, clar. Nu le pot separa pe luni. Dar, într-un fel sau altul, toate cele trei cărți probabil se manifestă subtil de la lună la altă lună, într-un fel sau altul. Ideea este că odată manifestată dreptatea, n-ai cum, sau odată ce te echilibrezi tu în tine, peștișor sau peștoaică, n-ai cum decât să rostești în dreptate. Și rostind în dreptate, separi norii, da, de lumină. Și începi și manifesti lumina. Să zicem că oarecum, după cum vedeți, cărțile Regele de Spade e într-o zonă mai luminoasă. Regina de Spade este într-o zonă mai umbroasă. Ce mai vedem aici? Ca să facem niște diferențe. Probabil, pentru unii, comunicarea va fi foarte importantă în anul care vine. Comunicarea cu, repet, în dreptate, corect, clar, dorința de a aduce claritate în viața voastră, de a explica anumite lucruri celor care vor să vă asculte și de a nu permite, pentru că regina de spade, prin felul în care vorbește și se impune mental, verbal, impune niște granițe cu care eventual doar un rege de spade poate să fie de acord. Pentru că e la fel de principial și de corect, să zicem. Nu că ceilalți n-ar fi. Dar aceste noțiuni sunt foarte importante pentru cei doi. Poate mai mult decât pentru alți regi. Dorința de a manifesta dreptate, claritate. Și dacă voi intrați în această zonă, prin această transformare într-un echilibru și dreptate, veți întâlni cel puțin o persoană pregătită să vă asculte, să vă aprecieze, să vă aprobe, da? și cu care să discutați de la egal la egal. Interesant că în ambele cărți săbile sunt paralele, nu se întretaie, nu se intersectează. Nu atacă, nu contraatacă sau se apără. Deci, va fi cineva cu care veți putea comunica. Corect. Și dacă apare acest turn, dacă apar evenimente neașteptate, o să clarific, deocamdată spun ce simt, dacă apar evenimente, că nu că dacă, vor fi clar niște evenimente neașteptate, niște separări. Poate cineva din viața voastră se separă de un anumit stil de viață, poate cineva, eu știu, unii își vor pierde, nu neapărat voi, din preajma voastră, dar deja se întâmplă, adică nu este ceva nou. Cu pandemia asta, mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă, din cauza că și-au pierdut locurile de muncă nu mai pot să susțină familia și apar diferite discuții, probleme, da? Se separă energiile. De mai mult timp, nu e primul an, nu este o minune, nu este ceva nou. Nu este ceva nou pentru nimeni. Important este ca evenimentele care vor fi neașteptate și destul de neplăcute, că ăsta e adevărul, că nu stăm aici să ne învârtim în jurul cozii și nici să vă dau eu prăjiturele și cât ar fi de bune, da? Dulcegării. Dar o să vedem la clarificări. Evenimentele neașteptate care vor veni pentru toată lumea, nu doar pentru voi, dacă sunteți în această vibrație, vă vor... inclusiv 8 de monede, da? Această muncă de transformare, nu vă vor afecta atât de mult. Pentru că după turn apare puterea. Și asta spun de la începutul lunii, în ianuarie și februarie, în mod special pentru pești, da? Sunteți mai puternici decât credeți. Sunteți puternici. Eventual, dacă investiți și lucrați și vă construiți în acest sens, va veni cineva la fel de puternic, și mental, și spiritual, și să fiți împreună, să treceți împreună prin aceste evenimente. Să treceți împreună, puternici. Valetul de cupe prin, ce? Iulie, august. În august. Iar evenimentele care vor fi la un moment dat, nu musai în iunie, în acest an, deși eu, da, e bine zis iunie, da, e bine zis iunie. O să vedeți și când o să vorbesc despre anul pe care deja îl trăim. Da, e luna a 6-a. În luna a 7-a, evenimentele acelea din luna a 6-a, dar colective, le simt, nu personale, poate, într-un fel sau altul, pentru că majoritatea peștilor sunt empatici, vor fi resimțite poate mai mult de voi decât de alții, dar într-un sens foarte bun vă vor face să creșteți. Vă vor transforma și mai mult. Vă vor transforma și mai mult. În august va fi o comunicare cu cineva, o comunicare plăcută, care poate alină multe din stările, resimțite sau trăite în acea perioadă a turnului. Repet, nu e vorba doar de voi pești, e vorba de întregul colectiv, da? De mulți oameni, de foarte mulți oameni. Un eveniment. Chiar aș vrea să urmăresc. Sper să nu uit de această etalare. În august cineva va dori să vă ofere alinare sau poate voi vreți să oferiți cuiva, tocmai pentru că sunteți puternici, tocmai pentru că aveți compasiune. Dacă rămâneți în această energie, manifestați compasiune, dreptate, veți vedea că sacrificiile făcute în septembrie, sacrificii, interesant este spânzuratul, casa a 12-a peștilor, exact la 6 luni distanță, da? În zodia Fecioare. Veți vedea că sacrificiile făcute de-a lungul altor ani, nu doar acestui an, Au fost cu un scop. Veți avea o nouă viziune asupra justiției, asupra dreptății. Veți vedea că se face dreptate divină, altfel decât ați crezut că se poate face, altfel decât dreptatea umană. Foarte interesantă această etalare. Foarte interesantă și profundă o văd. Și în această schimbare de perspectivă, în această regăsire a credinței a unora care, din păcate, sunt și pești care nu cred în Dumnezeu, din păcate, dar, dragii mei, probabil că mai ales aceia care nu cred în Dumnezeu trebuie să lucreze foarte mult în acest sens, ca să poată să rămână puternici în picioare în mijlocul furtunii. În această criză planetară, istorică, nu știu cum să zic, cum să o fac să fie mai dramatică și mai gravă, pentru că este gravă. Și n-am vorbit eu suficient de mult, intenționez să-mi organizez viața și să vorbesc despre acele lucruri. Deci, în septembrie, poate veți avea un vis. Interesant că este sub justiție, un vis care vă va ajuta să înțelegeți justiția divină, dreptatea divină. Da? Cum, de fapt, spânzurat într-o formă sau alta îl reprezintă pe Iisus. Nu spânzurat. Nu. Este sacrificat. A fost sacrificat pentru, de fapt, s-a sacrificat pentru noi. Și atunci, dacă înțelegeți acest concept atât de profund și de complex, veți începe să manifestați dragoste adevărată, dragoste necondiționată, echilibru emoțional, dar în primul și în primul rând este munca voastră fizică pentru stabilizare, da? Financiară, apoi echilibrarea mentală și emoțională în paralel și apoi, vedeți, rezultatele vor veni. Echilibru emoțional, dragoste, da? Dragoste. Și veți începe, uite așa, să manifestați, mai spre sfârșitul anului, unii dintre voi, să manifestați. Sau mai bine zis, să înțelegeți că regele de spade înțelege și regina de spade vorbește despre dragoste. Interesant că aici, în această dragoste, am vorbit de cruce, acum văd că e o cruce. Vorbiți despre dragoste creștină, eventual, unii. Eu am mai vorbit. Rămâne de văzut alții cât vorbesc. Fiecare își împlinește misiunea sa în felul în care este ghidat și dacă are dorință către așa ceva. Acum, veți înțelege ce înseamnă să manifesti. Veți înțelege de ce nu ați manifestat până acum, că n-ați avut sursele și n-ați avut nu doar resursele, cele 4 elemente, dar și credința, care în ultima vreme va fi foarte testată, dar bănuiesc că veți face față. Dacă rămâneți în adevăr și în echilibru, vor fi, nu știu, cel puțin o persoană va fi alături de voi, la fel de puternică. Și este interesant că au apărut semne de aer, pentru că dacă e să gândim corect, peștii reprezintă zodia vărsătorului din punct de vedere vedic. Doar cei care sunt la sfârșitul zodiei sunt într-adevăr pești. Dar restul sunt zodia vărsătorului. Și atunci, asta spune multe. Asta spune multe. Am spus, spre sfârșitul anului veți înțelege sacrificiile pe care le-ați făcut, ce primiți ca și dreptate, ca și echilibru, ce primiți dragoste. Posibil pentru unii să vină cineva să vă ofere dragoste, rămâne de văzut la clarificări. Persoană matură, asumată, echilibrată. Dar trecând peste această posibilitate și voi veți putea, că regele de cupe este cel care conciliază și voi veți putea ajuta pe cei care au nevoie. Veți susține oameni și vă veți da seama, Doamne, asta e mai presus decât orice poveste de amor. Să poți să ajuți oamenii, să poți să le oferi echilibru mental, emoțional, credință în momente de haos general, este mare lucru. Și uite așa, manifestați un soi de profesorat spiritual, pentru că Marea Preoteasă este un profesor spiritual, este un profesor mai, n-aș spune musai în umbră, mai puțin public. Este public, dar la un cerc restrâns, nu ca marele preot. Adică are nevoie de, de cercuri mai mici în care funcționează și predă. Și uite așa, vă dați seama că urmându-vă intuiția și lucrând în acest sens de creștere spirituală, începe să manifestați lucruri minunate, poate niște, interesant, poate niște, exprimă-te, când stă în minte, niște capacități, poate paranormale, capacitatea de a vedea în viitor, de a înțelege lucrurile din perspective mult mai profunde. Da? De a vedea dincolo de volul pe care ni le așează societatea în fața ochilor. Este mare lucru. Clarifică-mi 8 de monede. Hai, 8 de monede. Sunt foarte curioasă. 8 de monede. 8 înseamnă transformare. Monede înseamnă nu musai bani. Chestiuni materiale. Găsiți, repet, hobby-uri care vă pot transforma viața și vă pot transforma pe voi înșivă. Lucrați cu voi înșivă. Diferite fațete ale voastre, cele 8 monede pot să fie diferite fațete, diferite îndemânări pe care le aveți, dezvoltați-vă. Repet, și veți merge către nouă, către independență. Clarificăm 8 de monede pentru peștișori. Hai, 8 de monede. Clarificăm 8 de monede pe rog. Împărăteasă, am zis abundență, ce frumos. Asta e. Munciți pentru dezvoltarea voastră, manifestarea femeii divine din voi, abundență, prosperitate. Și devenind voi, crescând, mai bine zis, devenind iubire, prin această muncă asiduă în voi, cu ceea ce știți voi să faceți sau veți descoperi că știți, să știți că de la drum cineva, de la distanță, vă vede. Vă vede și își pune speranța în voi. Regele de bâte. Speranța că puteți să fiți împreună. Un personaj puternic. Regele de bâte e un personaj puternic. Vă vede munca. Personal interesant și vă apreciază. Interesant. Justiția, te rog frumos. Justiția. Pentru unii poate. Da, încheiați. Încheiați o perioadă de mari suferințe și veți vedea cum se face dreptate. Veți vedea cum se face dreptate pentru această suferință. Se face dreptate. Dar, repet, munciți. Și dacă munciți cu voi, dacă vă concentrați pe această muncă personală de creștere și de manifestare a femeii divine din voi, a iubirii, a generozității, a înțelegerii, a iertării, nu a acceptării, iertarea e una, acceptarea e alta, a abundenței, a armoniei interioare și exterioare, se va manifesta dreptatea. Cu alte cuvinte, fiți meritoși, pentru că nu e suficient să suferi. Trebuie să încerci să și ieși, să te și transformi, da? Și veți începe, poate, un proiect nou sau ieșiți din blocaje, din consumul energetic, din situații obositoare, profesionale sau relații epuizante. Poate această justiție și 10 de spade să fie alt personaj căsătorit care suferă în acea căsătorie și probabil că se va face justiție pentru acel personaj. Vedeți? Vedeți? Și asta e posibil. Hai să vedem Regina de Spade. Regina de Spade. știu exact, ia uite, sunt multe cărți. Dar am văzut 4 de bâte. 4 de bâte, 8 de spade și... Da, un personaj căsătorit. Blocat într-o căsătorie tradițională care vrea o relație frumoasă de suflet. Și probabil, dacă cunoașteți acest personaj va încerca să divorțeze. Sau poate sunteți voi. Nu știu, pe mine nu mă reprezintă că eu nu sunt căsătorită. Pentru mine acesta nu e un ideal în viață, căsătoria. Dar, într-adevăr, este ideal să te întâlnești cu sufletul pereche, cu flacăra geamănă și să ai lucrare publică. Asta, da, e ideal. Dar nu căsătoria tradițională, nu semnătura în fața primăriei. Pentru mine acest lucru. Deci nu mă reprezintă. Dacă pe voi vă reprezintă și sunteți căsătoriți și aveți niște traume, vă simțiți trădați. Și nu e vorba de căsătorie, poate să fie vorba și de familia voastră, de părinți, de frați, surori, rude. Da? Dacă v-ați simțit trădați acolo, vă veți separa. Deja, deci probabil că vibrează, dacă e un proces la tribunal, aceste lucruri vor fi de durată, bănuiesc, da? Nu sunt în domeniu, dar e posibil, nu? Ideea este că, acum să las. Da? Poate veți comunica despre tradiții, despre cultură. Sau culturi care restricționează oamenii. Știți bine, la musulmani, la indieni și nu doar acolo, și la noi. Da? În toate culturile, majoritatea culturilor. Sunt foarte restrictive. Și poate aveți discuții, poate înțelegeți ce înseamnă, repet, dreptate versus sacrificiu, durere, traume. 8 de spade, blocajele acestea mentale în care stau oamenii. Vai, cum să ies, cum să divorțez, că vai, că e rușine, că o să zică lumea. Și atunci își sacrifică fericirea. Dar nu e normal, pentru că ai un suflet pe acest pământ și trebuie să crești, la această poziție, da? Femeie divină sau bărbat divin, ca să poți să-ți atragi perechea divină. Da, e o atracție între voi și un suflet pereche. Acela e un personaj foarte puternic, dar a refuzat ocazia la un moment dat cu voi. A fugit de acea ocazie. Și totuși, probabil că a fugit din cauza responsabilităților, da? De soț, de eu știu ce, susținător al familiei sau poate din cauza unui tată, unei figuri autoritare. Vedeți? Regele de spade. Eremitul. Da. Veți înțelege de ce a fost o tăcere între voi și personajul care a fugit. A fost, voi știți, un personaj a fugit, da? Exact ce am vorbit mai devreme, împăratul acesta. Și steaua, da? Împărat. Interesant că aveți împărăteasă. Deci persoana voastră predestinată. Că e stea de cinema sau persoană responsabilă sau cu un job important, variază. Variază de la om la om. Distanța dintre voi, iar, este foarte, v-a afectat foarte mult, dar nu doar atât, ci poziția acestui personaj. Și faptul că a avut o poziție și că a fost educat, că împăratul a fost educat de marele preot, că așa se face, împărații și împărătesele sunt educați de mari preotese și de mari preoți. Iar vă mai dau informații gratis. În fine, oricum vă dau în fiecare lună. Acest personaj care a plecat și a plecat, da? N-a primit această ofertă, da? 4 de cupe, acest as de cupe, cândva a fost o ofertă frumoasă și a fugit. A păstrat tăcerea. Probabil că veți înțelege, că regele de spade înțelege, veți înțelege de ce a fost tăcut, de ce a stat la distanță. De ce nu s-a manifestat destinul, steaua? Destinul a fost ținut așa în... Interesant cum... Într-un loc sacru, prețios, ferit. Într-un loc ferit. Și acel loc ferit este în sufletul vostru, este în mâna voastră. Iai. Clarificăm turnul. Ia uite, 9 de spade, nu vă faceți griji, nu vă faceți griji. Păstrați-vă speranța. Mai dăm o carte pe 9 de spade și turnul. Repet, dacă voi rămâneți și manifestați ce am zis mai devreme, că nu se anulează, se completează. Dacă rămâneți în dreptate și în adevăr, alții vor suferi din cauza acestui turn. Nu voi, atât de mult. Mai dăm o carte pe turn. Sunt multe. Da, pentru unii, acest turn și 9 de spade poate să reprezintă o altă persoană care suferă pentru că a pierdut o ocazie cu voi și voi între timp să vă bucurați de viață și de prietenie și de altă persoană. Dar totuși mai vreau, uite, două suflete perechi. Da? Mai dăm o carte. Am impresia că aveți de-a face cu două suflete perechi. Un 2 de cupe și un 6 de cupe. Și nu am impresia, așa este pentru unii. Nouă de spade, te rog frumos, și turnul. O carte, te rog, pentru 9 de spade. Cine e acest 9 de spade? De spade pentru pești, să rugăm. Ia uite, îndrăgostiții. Asta e. Voi va trebui să alegeți între două persoane. Și de una va trebui să vă separați și aceea va suferi și cu alta veți fi puternici. Faetonul. Va trebui să mergeți mai departe către destinul vostru. E pus deoparte cineva, e pus deoparte pentru voi puterea. Am zis că sunteți între două suflete. Un suflet perechi și o flacără geamănă. Puterea. Uf. Iar sunt. Arată cărți foarte fain. Ia uite. 10 de cupe, asul de monede. Un personaj care ține foarte mult la voi. Cineva cu marcaj, cu planete. Zic marcaj, planete în zodia leului. Care ține foarte mult la voi și vrea să vă facă. Probabil că în august aici este cuplul acela puternic. Aici este transformarea. Va fi alături de voi. Eventual, pentru unii, nu vreau să vă creez iluzii, dar e posibil unii să vă căsătoriți cu asul de monede și 10 de cupe. Da? Și această transformare și eventual, varetul de cupe, nu cred că nu se într-o lună poți să faci un copil, nu? nu se poate face într-o lună un copil, dar aici este, dar sau așa, ok, n-am vrut să le iau inițial, dar hai totuși, le las deoparte și să vedem asul de cupe, măi! Și este asul de cupe. Da, sunteți independențe, o preîmpărătese, împărătese. Dacă sunteți preîmpărătese, 9 de monede, există cineva, împărat, împărăteasă, care vă vrea sau cineva care vă vrea împărătesele lor. Înțelegeți? Și veți primi acel as, asul de monede, da, la preîmpărăteasă și veți fi în 10 de monede și 10 de cupe. Și totuși mai dăm o carte. Hai, una. 4 de spade. Mai dăm încă una. 4 de spade. Ah, mai multă pasiune. Pe de-o parte, împăratul vrea să... Ia uite. Împăratul, împărăteasa vrea să vă... să vă cucerească în iulie. Interesant. Voi păstrați-vă calmul. Cine vine, va veni să vă cucerească. Va veni iar un personaj să vă cucerească. Păstrați-vă calmul. Dar dăm totuși o singură carte. Adică a fost un 4 de monede. Dăm o carte. Puterea. Hai, te rog frumos. O carte mai clară. 4 de spade sugerează să meditați, să vă rugați, să vă mențineți echilibrul pe care l-ați sau ar trebui să-l găsiți în martie. Și nu doar în arte, la care lucrați. Puterea, te rog frumos. Hai, te rog. Sfinte, duc, arată-mi ce mai... 18 de monede. Ia uite. Iar tot vin mai multe. 10 de monede. Eu cred că vor fi două persoane care vor să vă cucerească. Cavalerul de spade, diavolul și 10 de monede. Am zis, va fi foarte greu să alegeți. Între, ia. Va fi foarte greu de ales. Da, apar și grijile astea. De un personaj va trebui să vă separați. Nu e ușor. Nu e ușor. Lasă așa. Ați văzut cărțile, da? Ați văzut cărțile 10 de monede acum, diavolul și cavalerul de spade. Unul tot așa vrea să ofere căsătorie, vrea să ofere relație stabilă, dar este mai mult de natură impulsivă și geloasă. Celălalt este mai, este pasional, dar și mai emoțional, mai empatic. Sunt niște diferențe subtile, va trebui să le simțiți. Dar pentru asta trebuie să fiți în echilibru, trebuie să lucrați pentru, înspre creșterea voastră, adică să vă faceți lucrarea, dragii mei. Valetul de cupe, că văd că la puterea... Asul de monede, interesant. Asul de monede. Veți începe ceva nou, clar. Am văzut. Va trebui să alegeți iunie, iulie, vedeți pe cine alegeți. Dar, bine, oricum, știți, era o vorbă, pe cine alegeți, oricum, ambele persoane vă iubesc. Cu ambele puteți să aveți succes sau reușite. Însă diferențele sunt foarte subtile, da? Unul este mai de natură spirituală, alta este mai pământeană. Cu amândoi puteți să fiți bine, dacă rămâneți în această vibrație. Repet. Însă sunt subtilități. Valetul de cupe, asul de monede în august. Încep ceva, da? Da. 10 de cupe și 3 de cupe ar putea să fie, da? Niște petreceri, da? Devenirea voastră, eu știu, soție, regină de monede, soție, în fine, e un vis frumos, care se adeverește pentru unii, nu pentru toată lumea. Dar, dacă nu e vorba de acest lucru, este unirea, uniunea, că se întâmplă pentru majoritatea care au lucrat, pentru cei care lucrează în acest sens, se va întâmpla uniunea cu flacăra geamănă sau cu un suflet pereche, darnic. Că dacă flacăra geamănă nu lucrează, va fi un suflet pereche darmic. Darmă, nu karma. Că e cu sabia în jos. Fără durere și fără prea multe comentarii. Arată-mi spânzuratul. Spânzuratul. Ce este acea nouă viziune? Ce vor înțelege? Spânzuratul pentru peștișori în septembrie. Dacă aveți impresia că ce ați început vă ține un pic pe loc, va fi o încetinire a unor lucruri din alte puncte de vedere. Vor fi niște lucruri care în aparență stau pe loc, dar va trebui să... Ah, ce frumos să vedeți, da? Relația cu sufletul pereche, am zis, sunteți între un suflet pereche și o flacără geamănă. Probabil că relația dintre un suflet pereche, unul dintre ei, va fi provocată, va fi pusă în stand-by din cauza distanței, deși se dorește să o manifestați la zero. Ce înseamnă asta? Poate să însemne foarte multe. Dacă aveți de călătorit peste hotare și ei să trebuiască să se întoarcă, să-și mai rezolve din treburi, iar relația dintre acest suflet pereche și voi va fi provocată, va fi supusă nu unor sacrificii, unor amânări necesare, ca să vă găsiți credința. Posibil, repet, să fie o relație la foarte mare distanță. Pentru alții, dimpotrivă, să vină de la distanță acest personaj, să o luați de la zero. În această perioadă, aproximativ vară, cam cam în vară. Nu pot să... am pus așa pe luni, dar este un pic copilărească expunerea, pentru că timpul se întrepătrunde, da? Regele de cupe, te rog frumos. Ia uite, nebunul, da? Nebunul. Se va manifesta, se întârzie ceva în această relație și se va manifesta dragostea aceasta adevărată, o nouă dragoste profundă. Clarifică magicianul. Cavalerul de cupe. Roata norocului. Cineva va încerca, deși voi sunteți într-o zonă de confort, da? Regina de monede și soarele. Veți fi bine. În momentul în care ați ales un suflet pereche, veți fi bine. V-am zis, va fi bine cu oricare, dar celălalt va mai încerca să schimbe energia. Nu să vă manipuleze, să comunice, emoțiile pe care nu le-ai exprimat. Interesant este sub acest rege de spade care va ține mult în tăcere. De frică să nu vă piardă. Sunt multe. Clarificăm împărăteasa. Marea Preoteasă. Clarificăm Marea Preoteasă. Vom trece și vom vedea. Marea Preoteasă. 6 de cupe, interesant. Și Regina de monede. Temperanța și Regina de cupe. Va trebui să echilibrați două suflete. Va trebui, eu așa simt. Pentru că veți vedea, dacă ziceți că nu iubesc decât o singură persoană, veți descoperi o altă persoană anul acesta. Eu așa simt. Flacăra pereche și sufletul... Nu, sufletul pereche și flacăra geamănă, da? Cu un personaj aveți stabilitate, celălalt vă hrănește și vă înțelege emoțional. Însă, cu Marea Preoteasă și 6 de cupe, probabil că în secret, probabil așa simt, în secret, veți păstra legătura și cu celălalt. Nu că veți înșela, e o mare diferență, veți păstra o prietenie, tocmai pentru că știți, uite ce senzație am, direct în suflet și așa de suferință. Veți vrea să manifestați, am zis, probabil de aici se manifestă ceva. Vom trăi și vedea, sau veți trăi și veți vedea. Nu zic că veți înșela, nu. Și cine comentează, nu mă interesează ce comentați, dar dacă ascultați la pești fără să-i cunoașteți și fără să le știți sufletul, chiar n-are rost să ascultați la o altă zodie dacă nu cunoașteți sufletul persoanei respective. Nu zic că o să înșelați, pentru că veți fi într-o mare iubire, când iubești nu înșeli. Dar știți că îmi vine să plâng. Știți că și celălalt suflet vă este suflet pereche sau flacără geamănă. Știți că poate au greșit într-un anume fel, au ales, au făcut pașii prea, au venit prea încet înspre voi, poate nu au exprimat, nu au fost suficient de deschiși. Sunt multe motive. Dar când știi că ai mai fost cu cineva într-o altă viață, simți la 6 de cupe, simți că ai fost împreună cu cineva în altă viață, chiar dacă ești fericit cu un suflet pereche sau cu o flacără geamănă, îi acord și aceluia timp, măcar o prietenie, pentru că la 6... Vine să plâng. Pentru că la 6 de cupe poate să fie o prietenie, da? Intuiția vă spune că trebuie să fiți alături și de aceștia. Mai dăm o carte, totuși. De ce? Pe Marea Preoteasă, mai dăm o carte pe Marea Preoteasă. Da, e personajul care a fugit de voi și a fost defensiv. Care a ales destul de greu. între victorie și blocaje. Și a manifestat blocajele pentru că a fugit. Din multe motive. Poate să fie timiditate, poate că nu e obișnuit să exprime, da? Emoții. Sunt multe motive și când înțelegi lucrurile astea, n-ai cum să mai judeci, da? Să arăți cu degetul. Și mai ales când simți, când Marea Preoteasă simte și voi dacă lucrați înspre creșterea voastră spirituală, veți înțelege multe pe care acum și dacă vi le explic, tot nu este suficient. Da, foarte interesantă poveste. 6 de cupe. Sau mai bine, fi 6 de cupe poate să fie un fost, o fostă, dar cu care, într-adevăr, aveți o legătură profundă. Profundă. Chiar dacă am văzut. De-aia am zis, aveți, interesant că este sub acest turn. Da, separarea de cineva aduce multă suferință și în viața voastră și în viața acelui personaj de care vă separați. Pentru că trebuie să alegeți între două suflete foarte importante pentru voi. Foarte importante. Cu ambele persoane puteți să fiți fericite, însă, repet, cu unul aveți lucrare publică, dacă îi flacără geamănă. Vedeți ce alegeți. Fiecare va alege altceva, nu? Fiecare peștișor e liber să aleagă. Sau, dimpotrivă, veți alege varianta stabilă, practică și veți păstra prietenia cu cel cu care aveți lucrare publică. Poate să fie și așa, tocmai. Deci păstrați prietenia pentru că știți că aveți o lucrare spirituală împreună. Vedeți, foarte complicat și foarte interesant. Eu așa simt cărții. Dar, dragii mei, concentrați-vă pe energia voastră feminină divină, pe justiție și pe dreptate. Restul se vor manifesta. Și dragostea, și creșterea spirituală, și sufletele perechi se vor așeza dacă sunteți în cea mai înaltă vibrație și corecți cu voi. Cu voi și cu cei din jur. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine!